Joi seara, o șoferiță din Giurgiu, însoțită de o altă persoană, se aflau în trafic pe șoseaua ce leagă portul din oraș. La un moment dat, din spatele autoturismului Mercedes pe care îl conducea, a început să iasă fum. Un participant la trafic a observat și a atenționat-o imediat pe conducătoarea auto care a oprit mașina. Doar ce a apucat să coboare că focul a și cuprins întreaga mașină. Au fost alertați pompierii care în câteva minute au ajuns la fața locului cu o auto specială de lucru cu apă și spumă. Am fost solicitat să intervenim în zona portului pentru a lichida un incendiu izbucnit la un autoturism. Mercedesul cu numere de Bulgaria, condus de o tânără din municipiul Giurgiu, a luat foc. Focul a fost atât de puternic încât din autoturismul înmatriculat în Bulgaria nu a mai rămas nimic. Partea bună este că atât conducătoarea auto cât și pasagerul din dreapta au scăpat nevătămați. În ceea ce privește cauza, se pare că focul a izbucnit de la un cablu electric neizolat corespunzător.